Bună și bine v-am regăsit la un haul alimentar. Nu am mai filmat de mult unul, așa că mi-a fost destul de dor să filmez. Și o să încep cu ce am luat de la Kaufland. Sunt mai puține produse, am trecut să ducem reciclatele și am intrat să luăm cele necesare. Și o să încep cu niște role de bucătărie. Acestea au fost 2 lei, 2 role, 2 straturi. Eu le folosesc pentru a mă șterge pe mâini foarte des, așa că de aceea le-am luat pe cele mai ieftine. Am mers și pentru acest lapte, mă rog, este o băutură vegetală de la Olympus cu fistic. O folosește prietenul meu pentru a o pune în cafea, îi place foarte mult, de aceea am și mers și am cumpărat-o. Prima oară am prins-o la o super ofertă, era 8 lei de la 13, iar acum am luat-o cu 12 lei. Apoi tot ceva de la raftul acela cu reduceri. Acestea de la Ferrero sunt, nici nu știu cum să le zic, sunt niște biluțe cu gust de unt și de cacao. Seamănă puțin cu acelea Raffaello, dar acelea negre, nu știu cum se numesc, Rond Noir, da, mi-am amintit, doar că au puțin gust de unt, îmi plac. Au fost 4 la pachetul acesta și le-am luat cu 7,70 lei de la 14 lei. O super reducere. Și tot ceva de la produse reduse este această ciocolată cu neagră cu piper roz. Și la fel, am luat-o pentru că era de la reduceri, de la 18 lei am luat-o cu 9,84 lei. Și încă nu am încercat-o, nu știu cum e. Mi s-a părut interesantă că e cu piper roz și oricum a fost mai ieftină cu 45%. Probabil că la preț întreg n-aș fi cumpărat-o niciodată. Apoi am mers ieri în Lidl să luăm câteva chestii și am luat niște mușchiuleți de porc. Acesta este 588 de grame, a fost 16,41 lei, o să-l și pun în frigider ca să fie în regulă. Bun. Apoi ceva ce nu am mai cumpărat până acum, dar m-a surprins în mod plăcut, este acest desert cu stracciatella de la Italiano. L-am început aseară și mi-a plăcut foarte mult. Are așa puțin și aromă de rom și mie chiar îmi place și acel tiramisu de la Lidl, tot pentru că se simte romul foarte mult. Apoi am luat niște iaurturi din acestea grecești. Sper că puteți vedea. Acesta este cu cocos. Și am luat 2 pentru că mai erau doar 2 la raft. Unul l-am primit gratuit pentru că am ajuns la pragul acela de 200 de lei și puteam să aleg între niște geleuri gumate, acest iaurt și niște stixuri. Iar acesta mi s-a părut mai interesant pentru că este cu cocos, iar mie îmi place cocosul. Și am mai luat un iaurt cu ciocolată și cranberries, merișoare, din săptămâna americană. Mi-am cumpărat și roșioare din acestea sherry. Mi se par foarte gustoase, foarte bune. Mi-am făcut dimineața un wrap și mi-am pus și roșioare în ele. Și apoi mi-am luat niște tortelloni. Erau la reducere. O să atașez prețurile pe ecran. Mie îmi plac acelea cu roșii, însă nu aveau cu roșii, aveau doar cu carne și acestea cu brânză și le-am ales pe acestea cu brânză. Am ales răul cel mai puțin rău. Glumesc, sunt bune și acestea, doar că preferatele mele sunt cele cu roșii. Apoi, de la congelator am luat niște bucățele din acestea de filet de somon, pane. Sper să fie gustoase, n-am mai luat până acum. Am luat și niște macarons pentru că erau din acestea de Halloween. Mie îmi place macarons, însă acestea nu știu cum sunt. Am citit că unele au aromă de dovleac, caise, o să vedem cum o să fie. Apoi mi-am luat niște telemea din aceasta. Aceasta și aceea de la țara mea este preferata mea. Și mi-era poftă să mănânc cu roșioare. Tot pentru dimineața am mai luat niște mușchi de porc fiert afumat. Acesta.
Apoi am luat ceva ce mi s-a părut interesant și anume unt de arahide cu ciocolată din acesta din săptămâna americană. Chiar are un gust foarte bun, l-am gustat. Ceva ce am încercat și la fel mi se par foarte, foarte bune sunt aceste deserturi, tartufo cu ciocolată, tot din săptămâna italiană. Foarte, foarte bune sunt. Apoi mi-am luat un măr din acesta Iona Prinz. Nu știu cum am pronunțat, însă arăta atât de bine încât nu m-am putut abține să nu mi-l cumpăr, deși mai aveam mere. Apoi, tot din gama aceasta cu Halloween, mi-am luat jeleuri, ce să vedeți, din acestea cu dinți. Îmi plăceau foarte mult când eram copil și încă îmi plac. Apoi am luat un ananas pentru că era la reducere pe acesta. Este destul de mare, dar nu-mi pare atât de copt. Așa am zis și data trecută pare emisie și a fost foarte bun acel ananas. Apoi am luat un pomelo roșu poleit cu aur. Glumesc, nu e poleit cu aur, însă a fost vreo 17 lei. Dacă vedeam cât costă kilogramul, nu cred că luam, doar că fiind obișnuită că mai cumpăram pomelo roșu și nu era atât de scump, l-am luat fără să mă uit la preț și cred că a fost undeva la 11 lei kilogramul, foarte mult, a avut un kilogram 400 și ceva. Da, asta e. Sper măcar să fie gustos dacă tot a fost 17 lei un pomelo. Apoi am mai luat niște biscuiți din aceștia umpluți. Cred că seamănă cu aceea Biscream de la Italiamo. Nu i-am mai încercat. Sunt cu umplutură de cacao și balune. Apoi am luat aceste rapuri. Nimic interesant, sunt foarte cunoscute, destul de convenabile, 6 la număr, am făcut una dimineață, mi-a plăcut foarte mult. Și apoi am luat un fâșie, trebuie să las puțin deoparte, am luat un capac din acesta pentru 3 tipuri de crateți cu diametre diferite, 24, 26 și 28, pentru mama mea. Și l-am luat pe acesta, mai erau doar albastre. Eu am unul gri, cred că vi l-am arătat. Și voiam să vă spun și oful meu printre toate. Nu mergea aplicația de la Lidl Plus, adică am mers să o scanăm încât să beneficiem de acel iaurt gratuit și de oferte, însă nu s-a mai adăugat, nu s-au mai adăugat cumpărăturile la în aplicație și suntem tot la pasul acela de 200 de lei și mi se pare foarte frustrant pentru că nu putem să beneficiem de toate ofertele pe care ni le oferă Lidl Plus. În fine, lăsând la partea asta, asta este. E clar că nu am ce să fac în acest sens. Să-mi spuneți dacă vi s-a întâmplat și vouă zilele astea, dacă ați fost la Lidl și ați avut probleme cu aplicația. Chiar sunt curioasă să știu. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare, vă pup și ne vedem data viitoare!